Mai ăștia, ce-i cu circul ăsta mediatic? Băi, ăștia din diaspora, păi voi ați venit să ne dați nouă lecții de comunism? Sau de democrație nu ne interesează, măi, fraților? Ce vă grăbiți așa? Mai lăsați-ne vreo 20 de ani că noi avem proiecte în Dorelare. Noi ne-am făcut case, noi ne-am făcut vile, ne-am făcut piscine, ne-am cumpărat insule. Păi voi credeți că noi am tras 30 de ani să veniți voi acum să ne întrebați ce facem cu banii voștri, mă? Păi dar ce-i cu tupeul ăsta, mă? Bă, România este a noastră, mă, de la Ceaușescu, e monarhie comunistă, mă. Nu faceți voi, nu puneți voi întrebări pe ce facem cu banii voștri, mă. Bă, aveți grijă pe cine votați duminică, să nu vă pună dracu să-l votați pe Iohannis, să ne stricați nouă socotele, că este urât de tot. Păi mai facem un 10 august, suntem pregătiți, ce s-a schimbat ceva? Aveți grijă pe cine votați. Voi știți cât costă impozitul pentru o vilă pe plus 2? La predeal, mai ales dacă are culoarea roz? Păi de unde să plătim noi impozite? Ați venit voi să ne întrebați ce facem cu banii țării? Păi facem ce vrem, mă. Băi, aveți grijă pe cine votați, nu vă jucați cu noi, că suntem mulți, mă, suntem puternici, mă. Ia ustu, unde vă credeți, mă, la Londra? Păi eu sunt regina României, mă, nu m-ați auzit aseară? Băi, ăștia, ce tot atâta pretenție, ce tot ne întrebați pe noi? Măi, lăsați-ne, mă, puțin, că avem treabă, mă, avem de plătit, mă. Avem credite la bănci, avem contracte în derulare, cum așa? Cui lăsăm noi nepoții? Cum noi lăsăm noi palatele astea care le-am făcut? Tu, dar nu vine să crezi ce tupeu aveți, măi, ăștia. Doamne Dumnezeule, ia uite-te, mă, la ăștia. Vor să ne stăm socoteală. Aveți grijă duminică, vine luni. Ha, să vedem pe cine votați. Suntem cu ochii pe voi. Ia uzi, bă, la ăștia.